Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc Învietorule, Duhul Adevărului, care pretutindele ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dădătorului de viață, vino și te sălășuiești întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoșii, robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără dregile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne ispăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din pont, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Întru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Doamne miluiește, 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 Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu, adus-mi aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Înătins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grab, auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine rerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, desârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Nașterea Ta de Dumnezeu născătoare Fecioară, bucurie a vestit la toată lumea, că din Tine a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru. Și deslegând blestemul a dat binecuvântare și strigând moartea ne-a dăruit nouă viață veșnică. Nașterea Ta de Dumnezeu născătoare Fecioară, bucurie a vestit la toată lumea, că din Tine a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru. Și deslegând blestemul a dat binecuvântare și strigând moartea ne-a dăruit nouă viață veșnică. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Astăzi poporul cel binecredincios, luminat prăznuiește, umbrit fiind prin venirea Ta, Maica lui Dumnezeu, și către prea cinstită icoana Ta privind, umilință grăim.
acoperă-ne cu cinstitul tău acoperământ și ne scapă de tot răul, rugând pe Fiul tău, Hristos, Dumnezeul nostru, să mântuiască sufletele noastre. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurerilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unei am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu într-o cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurați vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept unuiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței. Veniți toți credincioși să prăznuim cu cântări duhovnicești minunile Maicii Domnului să soborului celor iubitori de Dumnezeu, stăruind în rugăciune în biserica închinată ție și cu uimire văzând lacrimile de mir ce au răurat icoana ta, Maica lui Dumnezeu, i-a tresăltat inima de bucurie și a început a grăi așa: bucură-te că icoana taina celui necuprins o deslușești! Bucură-te că lumina harului divin fața pământului esfințești! Bucură-te că prin icoane toată suflarea se noiește! Bucură-te că prin ele milostivirea lui Dumnezeu se vedește!
Bucură-te că prin sfințire materia lor se primenește. Bucură-te că prin icoane credința oamenilor se întărește. Bucură-te că prin ele multe erezii s-au biruit. Bucură-te că icoanele odor neprețuit bisericii s-au vădit. Bucură-te că icoanele făcătoare de minuni dreaptă credința a adeverit. Bucură-te că necredincioșii văzând minunile s-au smerit. Bucură-te că prin trânsele lumea s-a luminat. Bucură-te că icoanele scutne înfruntat s-au arătat. Bucură-te, Marie, preacurată împărăteasă, că prin icoana ta, cea făcătoare de minuni, ne izvorăște mădui. Bucură-te, Marie, preacurată împărăteasă, care prin icoana ta, cea făcătoare de minuni, ne izvorăște mântuir. Voi însă ridice lăcaș de rugăciune și căutând în loc prielnic dorit de Dumnezeu, dregătorul Iane, adâmbul, prin prorie divină, a ascultat ruga călugărilor viețuitori în codriașilor din dealul mare și a înălțat un schit Sfântului Ierarh Nicolae, ca împreună cu aceștia să-i cânte lui Dumnezeu cântarea Aliluia. Cetate duhovnicească nouă, în cinstea nașterii tale, Maica Fiului lui Dumnezeu, a ridicat boierul Iane adâmbul în poienița din dealul mare, drept mulțumire pentru izbăvirea lui de mânia năvălitorilor, în care monahii să-ți cânte ție așa. Bucură-te că Iane adâmbul s-a arătat iubitor al lucrurilor sfinte. Bucură-te că și-a plecat urechea la călugărilor rugăminte. Bucură-te că lângă schitul vechi biserică nouă ți-a întemeiat. Bucură-te că pentru noua mănăstire aduca bijutierul moșia sa i-a dat. Bucură-te că însuși Domnul Țării Gheorghe Ghica în fapta cea bună l-a sprijinit. Bucură-te că meșterii silindu-se de grabă lucru au săvârșit. Bucură-te că noul lăcaș, călugării și credincioșii te-au preacinstit. Bucură-te că la praznicul nașterii tale, vlădica Gedeon cu soborul de ierarh ai Moldovei lăcașul au tălăsit. Bucură-te că salva mănăstirilor închinate ție cu un nou mărgăritar s-a împodobit. Bucură-te că cingătoarea duhovnicească a Iașilor prin noua mănăstire s-a întărit. Bucură-te că de ctitori mănăstirea ta a fost cu multe daruri înzestrate. Bucură-te că boierul Iane pentru crotirea sa ți-a adus răsplate. Bucură-te, Marie, preacurată împărăteasă, care prin icoana ta cea făcătoare de minuni ne izvorăște tămăduiri. Bucură-te, Marie, preacurată împărăteasă,
cea făcătoare de minuni, ne izvorăște măduiri. Ca o mamă ocrotitoare de fii, născătoare de Dumnezeu, ai purtat grijă în timpuri de răstriște vețuitorilor mănăstirii din dealul mare, ferindu-i de toată primejdia, pentru care drept mulțumire cântau lui Dumnezeu cântarea Aleluia! Grădină prea frumoasă închinată ție, Maica lui Dumnezeu, s-a făcut ctitoria lui Iane adâmbul, în care călugăriți cântau cu glas mare așa. Bucură-te că boierul Iane adâmbul de Dumnezeu a fost călăuzit. Bucură-te că loc prielnic rugăciunii în poenile din codriașilor ai găsit. Bucură-te că toate cele dobândite de el în viață schitului le-a dăruit. Bucură-te că drept hram ziua nașterii tale a rânduit. Bucură-te că de atunci ocrotitoarea mănăstirii te-ai arătat. Bucură-te că înaintea tronului treimii pentru noi mijlocești neîncetat. Bucură-te că mănăstirea în ceasuri de cumpăn ai apărat. Bucură-te că din mâinile nevălitorilor acest sfințit loc de rugăciune l-ai scăpat. Bucură-te că prin rugăciunile monahilor pe prădători ai rușinat. Bucură-te că prin mijlocirea ta tâlharii de păcatul prădării s-au lepădat. Bucură-te că pentru păcatul lor cu danii felurite mănăstirea au înzestrat. Bucură-te că mulți văzând pocăința lor la tine au alergat. Bucură-te, Marie preacurată împărăteasă, că prin icoana ta cea făcătoare de minuni ne izvorăște măduiri. Bucură-te, Marie preacurată, făcătoare de minuni, ne izvorăște măduiri. Ca o lumânare s-a topit ctitoria lui Iane adâmbul după moartea ctitorului ei, din pricina vitregei vremurilor care au adus duhul pustirii asupra zidurilor acestei cetăți duhovnicești, dar prin purtarea ta de grijă prea binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, alți binefăcători s-au ridicat pentru lăcașul a fierosiție, cântând lui Dumnezeu cântarea Aliluia! A fost ridicat de depeschitul adâmbul de un prednic dregător numit Andrei Beldiman,
din dragoste pentru tine, prea curată Maica lui Dumnezeu, pentru a nu se stinge candela rugăciunii curate și râvna pentru cele sfinte, încât uimiți fiind de chipul minunat în care ai ocrotit această mănăstire, îți cântăm cu bucurie așa. Bucură-te că în vremuri de restriște flacăra rugăciunii nu s-a stins în schit. Bucură-te că schitul închinație în timpul grele nu s-a risipit. Bucură-te că dregătorul Andrei Beldiman s-a jertfit pentru acest loc sfințit. Bucură-te că prin lucrul mâinilor lui în pomelnicul ctitorilor s-a înveșnicit. Bucură-te că egumenul Galatei Chesarie fapta lui a pecetluit. Bucură-te că văzându-i dragostea pe noul ctitor în toate l-a sprijinit. Bucură-te că acesta cu ostenel și cu cheltuiel vatra monahală a înnoit. Bucură-te că aici viața duhovnicească a sporit. Bucură-te că stonicul plin de râvnă a vegheat la bunăstarea mănăstirii. Bucură-te că obștea a înzestrat-o cu cele trebuincioase viețuiri. Bucură-te că și în timp de război liturghia nu a încetat. Bucură-te că mulțime de credincioși la schitul din dealul mare continuă alergat. Bucură-te, Marie prea curată, împărăteasă, care prin icoana ta cea făcătoare de minuni ne izvorăște măduiri. Bucură-te, Marie prea curată, împărăteasă, care prin icoana ta cea făcătoare de minuni ne izvorăște măduiri. Căzând iarăși în paragină schitul din dealul mare, lovit de jafuri, războaie, secularizare și uitare, om destoinic a ridicat Dumnezeu pe cuviosul părinte Iov, care a luat asupra sa jugul vindecării vetre monahale, învățând pe toți cei din biserică să-i cânte lui Dumnezeu cântarea Aleluia! Osteneala iubitorului de Dumnezeu, părinte Iov, viața monahală în mănăstirea lui Iane Hadâmbul, negraba reînviat, potolind astfel setea duhovnicească a credincioșilor, care plini de credință îți cântau prea curată Maică așa. Bucură-te că părintele Iov sfântul lăcaș l-a primenit. Bucură-te că rănile războiului de pe ziduri cu jertfă le-a tămăduit. Bucură-te că viața duhovnicească a mănăstirii a sporit. Bucură-te că din iubire pentru Hristos în turnul de piatră al cetății s-a nevoit. Bucură-te că în vremuri de prigonire pravila nu și-a lăsat. Bucură-te că a pusnicilor viețuirea îmbrățișat. Bucură-te că poruncile lui Dumnezeu cu sfințenie le-a urmat. Bucură-te că pe necredincioși cu smerenie i-a înfruntat. Bucură-te că mărturisirea credinței necontenită a împlinit. Bucură-te că lui Hristos toată viața a slujit. Bucură-te că în vremuri de cumpănă lumină pentru mulți s-a arătat. Bucură-te că și acum de sub stâmplă mănăstirea o veghează neîncetat. Bucură-te, Marie, prea curată împărăteasă,
care prin icoana ta cea făcătoare de minuni ne izborăște măduind. Ridicând valul paraginii și dorind să împodobească bisericuța, Părintele Iov, starețul de demult, a cerut Părintelui Octavian din Ținutul Romanului să zugrăvească icoana Axionița, ca înaintea ei să scânte ție cântare bucură-te, iar lui Dumnezeu, aleluia! Aleluia! Plin de râvnă și inspirat precum odinioare Sfântul Evanghelist Luca, Părintele Octavian a zugrăvit chipul tău cel de o nesămuită frumusețe, purtând ca axioniță în brațele tale pe pruncul Hristos, Împăratul cel veșnic, drept mângâiere după nenumăratele persecuții și încercări abătute asupra acestei mănăstiri, icoană ce s-a și arătat în vremurile din urmă făcătoare de minuni, pentru care-ți cântăm așa. Bucură-te că icoana ta luminată de harul divin mir a izvorât. Bucură-te că evlavia credincioșilor în urma minunilor a prisosit. Bucură-te că prin această mănăstire din loc ruinat s-a făcut odor neprețuit. Bucură-te că mulți ucenici cu jertfelnicie s-au ostenit. Bucură-te că prin ocrotirea ta cetate lui Dumnezeu au rezidit. Bucură-te că nimeni din mănăstire nu a plecat neomenit. Bucură-te că celor fără de adăpost case li s-au ridicat. Bucură-te că celor loviți de inundații și incendii multe ajutoare li s-au dat. Bucură-te că bătrânilor și văduvelor și orfanilor darul li s-au oferit. Bucură-te că în numele tău multe fapte de milostenie s-au săvârșit. Bucură-te că bisericile ocrotite de tine cu pictură și odoare au fost înzestrate. Bucură-te că în ele multe cântări dovnicești îți sunt înălțate. Bucură-te, Marie preacurată împărăteasă, că prin icoana ta cea făcătoare de minuni ne izvorăști tămăduiri. Bucură-te, Marie preacurată, care prin icoana ta cea făcătoare de minuni ne izvorăște măduiri. După nenumărate prigoniri asupra monahismului și după strămutarea ta la cele veșnice a Părintelui Iov, redobândindu-se libertatea bisericii, o altă obște răvnitoare și iubitoare de Dumnezeu cel întreime, în mănăstirea închinată ție de Iane Hadebul, a venit să-i cânte lui cântarea aleluia. Cu voia și cu lucrarea Sfintei Treimi,
Batra Monahală din dealul mare, prin mijlocirea ta născătoare de Dumnezeu, are înviat și zidurile cele părăsite odinioare, au fost tocmite din nou și mai mult înfrumusețate, iar dinpreună cu ele și sufletele credincioșilor, de aceea toți cei care vin îți cântă așa. Bucură-te că o obște nouă în mănăstire ai adunat, bucură-te că lucrarea lor de la început i-ai ajutat. Bucură-te că în încercări și în ispite pe părinți nu i-ai părăsit, bucură-te că aceștia în ceasuri de cumpănă nu au deznădăjduit. Bucură-te că în semn de recunoștință catedrală ți-au clădit. Bucură-te că biserică nouă acoperământului tău s-a zidit. Bucură-te că la sfințirea ei împreună cu soborul de arhierei te-ai bucurat. Bucură-te că și casă monahală numită Arhondaric s-a ridicat. Bucură-te că așezământul cu pecetea ta a fost însemnat. Bucură-te că de oameni evlavioși a fost înfrumusețat. Bucură-te că multe troițe pe dealul mare lui Hristos s-au ridicat. Bucură-te că astfel, la drumul crucii, credincioșii cugetă neîncetat. Bucură-te, Marie preacurată, împărăteasă, care prin icoana ta cea făcătoare de minuni ne izvorăște măduiri. Bucură-te, Marie, preacurată împărăteasă, care prin icoana ta cea făcătoare de minuni ne izvorăște măduiri. Nenumărate sunt binefacerile revărsate de tine, mijlocitoarea noastră către Dumnezeu, asupra mănăstirii, a viețuitorilor și a închinătorilor ei. Pentru aceasta cu dragoste cântăm lui Dumnezeu cântarea Aleluia. Prin multe încercări și lipsuri a trecut obștea monahală, dar tu, ca o milostivă și ocrotitoare, nu ai încetat a trimite ajutorul și binecuvântarea ta la bună vreme. Prin icoanele izvârătoare de mir, ca semn văzut al lucrării Harului Divin, pentru care cu nemăsurată mulțumire îți cântăm așa. Bucură-te că Dumnezeu te-a ales mănăstirilor ajutătoare neadormită. Bucură-te că mijlocitoare pentru oameni ai fost menită. Bucură-te că de Dumnezeu ne ești hărăzită, bucură-te că viața lumii prin tine a fost schimbată, bucură-te că în mănăstiri de monahi ești lăudată, bucură-te că în parohii de preoți ești cu evlavie invitată, bucură-te că neîncetat de credincioși ești mult așteptată. Bucură-te că ești adregătorilor nebiruită tărie. Bucură-te că oamenilor de tot felul ești bucurie.
Bucură-te că bătrânilor singur le ești ocrotitoare! Bucură-te că pentru vremuri bune ești mijlocire! Bucură-te că foametei și secetei ca un alt Ilie pui stăvilire! Bucură-te, Marie preacurată împărăteasă, că prin icoana ta cea făcătoare de minuni ne izvorăște mădui. Bucură-te, Marie preacurată împărăteasă, care prin icoana ta cea făcătoare de minuni ne izvorăște mărturii. Călugări și călugărițe, pusnici și schivnici deopotrivă, aleargă la icoana ta cea făcătoare de minuni din dealul mare și cu lacrimi de umilință se roagă ție să-i întărești în încercările cele de multe feluri și să-i călăuzești în viața lor duhovnicească, ca pe cei care împreună cu toată firea îngerească îi cântă lui Dumnezeu cântarea Aliluia! Aliluia! Icoana ta cea făcătoare de minuni adună în jurul ei pe toți iubitorii de îngerească viețuire, ce doresc fără încetare să cunoască lumina cea neapropiată, lucrând cu frică și cu tremuri pentru a lor mântuire și nădăjduind spre ajutorul tău. Pentru aceasta, cu inimă frântă și smerită ei, îți cântă așa. Bucură-te a monahilor însoțire, bucură-te a schimnicilor de săvârșire, bucură-te a zihaștrilor continuă liniștire, bucură-te a maicilor împlinire, bucură-te a celor începători protectoare, bucură-te a celor ce se nevoiesc sprijinitoare, bucură-te a stareților povățuitoare, bucură-te că mănăstirilor le ești ocrutitoare, bucură-te că în vremuri de restriște pe monahii ai ocrotit, bucură-te că viața duhovnicească în mănăstiri prin tine a sporit, bucură-te că de călugări ești neîncetat slujită, bucură-te că de preoți și credincioși ești mult dorită, bucură-te, Marie preacurată împărăteasă, care prin icoana ta cea făcătoare de minuni ne izvorăște mădui. Bucură-te, Marie preacurată împărăteasă, care prin icoana ta cea făcătoare de minuni ne izvorăște mărturii. Mulțimi de credincioși din toate părțile aleargă cu credință în vreme de bucurie, dar și de necaz, la icoana ta cea făcătoare de minuni, ca să-ți aducă mulțumire pentru toate cele dăruite lor și să cânte lui Dumnezeu cântarea Aliluia! Aliluia! Prin
icoana ta cea făcătoare de minuni, Maica lui Hristos Dumnezeu. Cei căsătorici copiilor primesc binecuvântare, pentru care cu sporită credință îți cântă așa. Bucură-te că la nunta din Cana pe fiul tău l-ai întâlnit. Bucură-te că prin mijlocirea ta el nunta ta n-a rânduit. Bucură-te că celor căsătoriți le ești ocrotitoare. Bucură-te că în tulburările ești împăciuitoare. Bucură-te că în nerodirele ești dezlegare. Bucură-te că în suferințele ești alinare. Bucură-te că în primejdiile ești ajutătoare. Bucură-te că în lipsurile ești îndestulătoare. Bucură-te că soțiilor prigonitele ești adăpost. Bucură-te că pruncilor părăsiți le ești rost. Bucură-te că celor robiți de păcatele ești slobozire. Bucură-te că tinerilor evlavioși le ești bucurie. Bucură-te, Marie preacurată împărăteasă, că prin icoana ta cea făcătoare de minuni ne izvorăști tămădui. Bucură-te, Marie, preacurată împărăteasă, care prin icoana ta cea făcătoare de minuni ne izvorăște mădui. Mulțime multă de oameni bolnavi sufletește și trupește, plini de nădejde, se adună în jurul icoanei tale de minuni făcătoare, căutând vindecare pe care, dobândind-o în semn de recunoștință, păi cântă lui Dumnezeu cântarea Aleluia. Aleluia. Multe suferințe sufletești și trupești și-au găsit vindecare la icoana ta cea făcătoare de minuni, de la mănăstirea Hadâmbu, mult milostivă Maică, arătând prin aceasta lucrarea Harului Sfântului Duh printr-însa, pentru care și noi cu mulțumire îți cântăm așa. Bucură-te că în icoana ta Fiul lui Dumnezeu s-a încăput. Bucură-te că cei bolnavi la icoana ta vindecare au primit. Bucură-te că de cancer pe mulți ai scăpat. Bucură-te că metastazele le-ai curățat. Bucură-te că pe paralitici de tot felul i-ai îndreptat. Bucură-te că pruncilor în boală le-ai ajutat. Bucură-te că pe cei în comă la viață i-ai readus. Bucură-te că multe fracturi de oase prin minune s-au închis. Bucură-te că bolile fără de leac la icoană se tămăduiesc. Bucură-te că doctorii în fața minunilor tale se smeresc. Bucură-te că mulți din moartea păcatului se izbăvesc.
Bucură-te că sub adumbrirea ta multe fapte minunate în smerită tăcere să săvârșesc. Bucură-te, Marie preacurată împărăteasă, care prin icoana ta cea făcătoare de minuni ne izborăște măduiri. Bucură-te, Marie preacurată împărăteasă, care prin icoana ta cea făcătoare de minuni ne izvorăște măduiri. Văzând lacrimile de mir ce au curs în multe rânduri în icoana ta și au lăsat urme pe chipul tău cel prealuminat, preacurată Fecioară, dar și mulțimea binefacerilor pe care le-ai mijlocit de la Dumnezeu, pentru cei ce s-au rugat ție cu credință, cântăm lui Dumnezeu cântarea Aleluia! Aleluia! În chip tainic și cu iubire nesfârșită mijlocești, ocrotitoarea noastră, înaintea tronului lui Dumnezeu pentru cei ce se roagă ție cu credință, cântându-ți așa. Bucură-te că Dumnezeu prin tine icoană vie lumii s-a dăruit. Bucură-te că icoanele izvor de lumină s-au făcut. Bucură-te că lumina lor de sub obrocul necunoașterii a ieșit. Bucură-te că focul nepraznic al necredinței nu le-au mistuit. Bucură-te că lumea prin ele s-a îmbogățit. Bucură-te că lumina taborică în icoane s-a sălășluit. Bucură-te că sunt pline de fiorul nemuririi. Bucură-te că prin sfințire sunt hrisov al veșniciei. Bucură-te că pe credincioși în credință întăresc. Bucură-te că în viață îngerească îi sporesc. Bucură-te că le ești lumină și pace pe pământ. Bucură-te că le ești pecete duhovnicescului sfârșit. Bucură-te, Marie preacurată împărăteasă, că prin coana ta cea făcătoare de minuni ne izvorăști tămăduiri. Bucură-te, Marie, preacurată împărăteasă, care prin icoana ta cea făcătoare de minuni ne izvorăște măduiri. O preasfântă născătoare de Dumnezeu, la icoana ta cea făcătoare de minuni, căzând noi păcătoșii și smeriții, cu umilință și cu zdrobire de inimă, cerem să te milostivești spre mănăstirea aceasta, spre toți părinții, frații și ostenitorii ei, spre toți ctitorii, binefăcătorii și închinătorii, precum și spre toți cei bolnavi sufletește și trupește,
care aleargă la tine cu credință, cântând lui Dumnezeu cântarea, Aliluia! Preasfântă născătoare de Dumnezeu, la icoana ta cea făcătoare de minuni, căzând noi păcătoșii și smeriții, cu umilință și cu zdrobire de inimă cerem să te milostivești spre mănăstirea aceasta, spre toți părinții, frații și ostenitorii ei, spre toți ctitorii, binefăcătorii și închinătorii, precum și spre toți cei bolnavi sufletește și trupește, care aleargă la tine cu credință, cântând lui Dumnezeu cântarea, Aliluia! Aleluia, aleluia, aleluia. O preasfântă născătoare de Dumnezeu, la icoana ta cea făcătoare de minuni, căzând noi păcătoși și smeriții, cu umilință și cu zdrobire de inimă, cerem să te milostivești spre mănăstirea aceasta, spre toți părinții, frații și ostenitorii, spre toți ctitorii, binefăcătorii și închinătorii, precum și spre toți cei bolnavi sufletește și trupește, care aleargă la tine cu credință, cântând lui Dumnezeu cântarea, Aleluia! 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 Soborului celor iubitori de Dumnezeu, stăruind în rugăciune în biserica închinată ție și cu uimire văzând lacrimile de mir ce au răurat icoana ta, Maica lui Dumnezeu, i-a tresăltat inima de bucurie și a început a grăi așa. Bucură-te că icoana ta în acelui necuprins o deslușești. Bucură-te că lumina Harului Divin fața Pământului o sfințești. Bucură-te că lumina Harului Divin fața Pământului o sfințește. Bucură-te că prin icoane toată suflarea se noiește. Bucură-te că prin ele milostivirea lui Dumnezeu se vedește. Bucură-te că prin sfințire materia lor se primenește. Bucură-te că prin icoane credința oamenilor se întărește. Bucură-te că prin ele multe erezii s-au biruit. Bucură-te că icoanele odor neprețuit bisericii s-au vădit. Bucură-te că icoanele făcătoare de minuni dreapta credință a adeverit. Bucură-te că necredincioșii văzând minunile s-au smerit. Bucură-te că prin trânsele lumea s-a luminat.
Bucură-te că icoanele scutne în frunta ți-au arătat. Bucură-te, Marie, preacurată împărăteasă, că prin icoana ta cea făcătoare de minuni ne izvorăști tămăduiri. Bucură-te, Marie, preacurată împărăteasă, care prin icoana ta cea făcătoare de minuni ne izvorăște mânuir. Veniți toți credincioși să prăznuim cu cântări duhovnicești minunile Maicii Domnului, săvârșite prin icoana sa cea izvorătoare de mir, de la mănăstirea Hadâmbu, și să-i strigă preacurată împărăteasă, care prin icoana ta cea făcătoare de minuni ne izvorăști tămăduiri. Domnului să ne rugăm. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! O Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Tu care ești ocrotirea și mijlocitoarea noastră la Dumnezeu trăime, cu umilință și cu zdrobire de inimă, cădem înaintea icoanei Tale, pe care de nenumărate ori ai arătat-o făcătoare de minuni, prin lucrarea Harului Divin. Ascultă și puțina noastră rugăciune și plinește cererea noastră. Te rugăm, mult milostivă, du rugăciunile noastre la prestolul Sfintei Trăimi, prin care îi mulțumim bunului Dumnezeu pentru toate binefacerile pe care le-a revărsat asupra acestei sfinte mănăstiri, de la întemeierea ei și până în acest ceas, prin Tine, acoperitoarea noastră. Nu te sfii, Preasfântă, din pricina mulțimii păcatelor noastre, să mijlocești la Fiul Tău și Dumnezeul nostru pentru noi care alergăm cu stăruință și credință la Sfânta Ta icoană și cerem să acoperi în toată vremea mănăstirea aceasta, toate bisericile și mănăstirile de la o margine la alta a lumii, precum și pe tot omul care caută întrânsele ajutor și sprijin, cu cinstitul Tău acoperământ, în cinstea căruia a fost ridicat hram și nu-i lasă să fie pradă vrăjmașilor văzuți și celor nevăzuți. Împlinește, Preacurată Născătoare de Dumnezeu, prin Cel pe care L-ai născut, Domnul nostru Iisus Hristos, rugăciunile și cererile celor de folos ale tuturor pruncilor, copiilor, tinerilor și vârstnicilor, ale celor căsătoriți și ale celor necăsătoriți,
precum și cele al ierarhilor, părinților din mănăstiri și parohii, monahilor și monahiilor, schimnicilor și pusnicilor care se roagă pentru țara noastră, cea mult încercată, și pentru toată lumea ta, rodind bunele doriri ale ctitorilor de biserici și mănăstiri, de cămine pentru copii orfani sau părăsiți și de așezăminte pentru bătrâni singuri, de spitale și case sociale, precum și ale credincioșilor care se roagă cu zdrobire de inimă și nădejde înaintea icoanei tale, cele de minuni făcătoare. De asemenea, te rugăm mult, milostivă Maică, celor aflați în suferințe sufletești și trupești de tot felul, arată-te tămăduitoare și curmă-le suferința. Celor deznădăjduiți din pricina lipsurilor materiale și spirituale, arată-te întăritoare și sprijinitoare. Celor fără de adăpost, fii acoperitoare, profesorilor le dăruiește înțelepciune, studenților și elevilor le luminează mintea pentru înțelegerea bunelor învățături. Celor care veghează la liniștea țării, conducători și ostași, dă le gânduri bune pentru biserică și țară. Celor care veghează la sănătatea trupească și sufletească a oamenilor, dăruiește-le pricepere și răbdare. Pe cei care călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, și pe cei care sunt în tot felul de încercări, lipsuri, nevoi și necazuri, îi ocrotește cu acoperământul Tău cel puternic. Revarsă mila Ta asupra noastră a tuturor și mijlocește pentru noi lumina iertării păcatelor noastre și împlinirea cererilor celor de folos de la dreptul judecător, pentru ca primind ajutorul și ocrotirea Ta, Născătoare de Dumnezeu, toți deopotrivă, în semn de recunoștință să slăvim pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pre tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pre Dumnezeu cuvântul ai născut, pre tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te slăvim. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și pentru ca să ne învrednicim noi a asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! În înțelepciune drept să ascultăm în Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie de la Luca citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte! În vremea aceea, Iisus le-a spus ucenicilor săi o pildă, cum trebuie să se roage totdeauna și să nu-și piardă nădejdea, zicând. Într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de om nu se rușina. Și era în cetatea aceea o văduvă care venea la ele zicând, fă-mi dreptate față de potrivnicul meu. Și un timp n-a voit, dar după aceasta a zis întru sine, deși de Dumnezeu nu mă tem și de om nu mă rușinez, totuși, fiindcă văduva aceasta îmi face supărare, îi voi face dreptate ca să nu vină mereu să mă supere. Și a zis Domnul, auzi ce spune judecătorul cel drept, dar Dumnezeu oare nu va face dreptate aleșilor săi, care strigă către el ziua și noaptea și pentru care îl rabdă îndelung? Zic vouă, le va face în curând. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea,
mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, a celor ce se pomenesc în sfânt locașul acesta și pentru ca să li se ierte lor toate greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm ca să se păzească sfântul locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea celor răi asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, plâns și lesnă iertător să fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, și să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se punește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi demonstrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Auzi-ne, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostivii noi, Stăpâne, pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Preacuvioase Părinte, binecuvintează! Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstite și de viață făcătoare cruci, pentru rugăciunile sfinților și întru tot lăudaților apostoli, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne